Da. S-a ajuns și la Halat, domnule. 2 grade cel de sus azi dimineață în Cluj-Napoca. Bună dimineața! Vă salut din capitala Transilvaniei, declarată pentru nu știu câte zile zonă roșie de COVID. Nu, că ne-am întors de unde am pornit. Am crezut noi că scăpăm numai cu primăvara din anul ăsta în care am fost puțin închiși, dar se vede treabă că și de acum ne pregătim spre vizuini. Ne bagă ăștia la hibernare, deși noi nu prea avem zonă roșie. N-am fost noi 47 de ani în zona roșie de influența rușilor. Acum iară trebuie să fim în zona roșie. Nu știu ce o să fie. De mâine, cu masca pe față. N-ai făcut bine primul pas din casă, ți-ai pus masca pe față. Că vine poliția în civil și îți dă amendă. Amenzi pe ăsta, amenzi o să fie. Că lumea s-a mai dezobișnuit să poarte mască tot timpul. Mască. Și că unul din 5 români poartă mască fashion. Vă dați seama, ne protejăm noi de această boală, să zic așa, dar trebuie să fim și în trend. Și că măștile astea făcute de creatori de modă, de designeri, n-ajută la nimic. Atâta, numai că-s pe față și fac reclamă la ceva produs. Îs ca și chiloții tanga, ți se bagă în fund și cam atât. Mă rog, la unii chiar poți să confunzi partea dorsală cu partea din față. Da, deși am avut medici, am avut sistem bun de sănătate, am avut un guvern capabil, iată că am ajuns mai rău decât la început. Să vedem. Domnul Rafila acum nu prea mai are timp să ne zică de studiile astea cu în ceea ce privește Guvidu, că el e în regimenta politică, acum e în PSD, acum zice ce zice domnul Ciolacu. A adus PSD o mulți medici pe listele de parlamentare. Pe domnul Rafila, pe domnul Străinu Cercel, ceva director de spitale, ba chiar și rectorul de la Universitatea de Medicină din Târgu Mureș. Păi da, că dacă e de făcut curățenie într-un partid, încep cu medicii. Ei trebuie să vadă sistemul dacă rezistă. Să spună, aici trebuie schimbat, acolo luăm medicamentul ăla, acolo facem aia, acolo facem cealaltă. Da, păi medici de ăștia am avut. Îl mai țineți minte pe domnul Nicolae Bănițoiu? Domnul Nicolae Bănițoiu, care a fost ministrul sănătății? Da. Ăla care zicea că avem de tăte în România. Să nu vină străinii să ne aducă medicamente, să nu vină străinii să ne aducă pacienți în străinătate să-i trateze, că avem de toate, da? No, acum i s-a făcut o mică cerere de la DNA să-i se ridice imunitatea, că ar fi luat câteva sute de mii de euro mită. A luat câteva sute de mii de euro mită. Domnul Nicolae Bănițoiu a zis că nu mai candidează. S-a supărat și nu mai candidează, că e la Pro-România acum, la prietenă sau la Pont. A zis că nici nu mai candidează pentru un nou mandat în Parlament. Păi de ce să mai candideze, că are bani destui? Are bani destui, acum se vadă dacă îi se spală sau nu îi se spală dosarul. Da, medici care ne recomandă tablete. Ha. Acum tablete ne recomandă și doamna ministru a educației. Ați văzut ce gafă a făcut frumoasa de ea, doamna Anisia, într-o conferință de presă, fiind furată de întrebări, când cineva a zis: domnule, da, doamnă, da, dacă elevii dintr-o comună respectivă nu au net, că nu au curent electric, cum să le meargă tabletele? Păi zice, nu-i nimic, să se uite la televizor. Asta e ca zic ca la aia franțuzească, dacă n-au pâine, să mănânce. Să mănânce cozonaci. Băi, dar te apucă râsul plânsul, mă. Asta e în țara noastră, râsul plânsul. Hai, noroc cu o cafeluță. Inorogi. Ăștia mai lipsesc în România, în rest le credem pe toate. Deci așa a zis doamna de la educație. Că dacă n-au net pentru tablete, să se uite la televizor, că acolo este teleșcola. Săracii părinți le-au luat tablete la copii și acum iau și ei pastile. Urmează școala de acasă. Da, în scenariu roșu, școala se face de acasă. Săraca școală. Păi imediat vine vacanța de iarnă și elevii vor sta tot la domiciliu, că unde să te duci în vacanță? Mai ales că bani... Numai funcții, numai cei care sunt funcții au bani. Iordache, Iordache, Florin Iordache, rușinea justiției românești. Ăla cu o altă întrebare, ăla care a arătat degetul mijlociu când a ieșit, când au plecat de la ceva vot din Parlament sau vorbise la tribune și au plecat nervos și au arătat degetul în mijlociu opoziției. Da, Florin Iordache, cel pe care îl credeam dat la o parte, mătrășit definitiv, că acum nici nu l-a pus domnul Ciolacu pe liste și ziceam că nu am scăpat de Iordache. Într-adevăr am scăpat.
Am scăpat, dar în folosul lui, domnule. A fost ceva vot ieri acolo în Parlament și s-a ales președintele Consiliului Legislativ. Domnule, am crezut că funcția asta e așa, 2 ani, 4 ani, poți fi schimbat dacă... Nici nu știu cu ce se ocupă, cu ceva legislativ oricum. Și totuși funcția asta îți dă o demnitate pe viață. Adică și după pensie tu poți să fii șef acolo la Consiliul ăsta Legislativ. Extraordinar. Florin Iordache s-a aranjat pe viață. Altă întrebare. Salariu? 120 de milioane pe lună. Criticau ăștia presa asta, de presa noastră de ziare care ține cu partea stângă a ieșichierului politic. O mers doamna Carmen Iohannis în Germania îmbrăcată cu haine de vreo 25 de milioane și ziceau din banii ăștia românii mănâncă 2 luni. Dar pe din salariu lui Iordache 12.000 de lei pe lună, mă, să nu faci... El habar nu cred că știe ce înseamnă serviciul ăla și o să-l aibă pe viață. Altă întrebare. Vă dați seama? Ci că useriștii au confirmat faptul că el, prin vot, au confirmat faptul că Iordache să rămână acolo șef pe viață. Că și ei și-au dorit o mică funcție în cadrul acelui aparat din Consiliul Legislativ pentru un om de-a lor. USR și PSD, aceeași mizerie. Că useriștii habar n-au, dau cu ăștia în gal când ți-e lumea mai dragă. Au câțiva tineri care se luptă acolo, care muncesc, dar aparatul lor începe și el să funcționeze ca un partid. Caută funcții, caută în scheme să-și bage oameni de-a lor, dar pentru ce? Dacă n-au susținere în continuare pentru un nou guvern. Altă întrebare. Dacă mai trăiește și ăsta încă vreo 40-50 de ani, din banii pe care îi câștigă așa nefăcând nimic, puteam moderniza niște drumuri, să nu zic că făceam o bucată de autostradă. Extraordinar. Milionarul Iordache. De la măcelarul justiției la milionarul Iordache. Acum e bine să fie și milionar din banii noștri, din banii noștri de la stat, că milionarii din privat, vedeți ce fac, numai prostii. Excentricul milionar Victoraș Micula. Când aud asta, Micula Junior, băiatul celor de la Chemical Brothers din Oradea, excentricul milionar. Ăla e un fiici oraș care nu știu dacă și-o lua bacul și face prostii pe banii părinților. Că ei îl scot din tătie în cazurile. Ce-o mai făcut ăsta? Micula Junior. O mers la ceva percheziție, ceva arestare a miliției din Oradea, îmbrăcat cel în polițist, îmbrăcat în polițai, cu haine, cu bască, cu îmbrăcat în polițai. Să fie și el să facă anchetă. Eu l-am crezut că intru un joc de-a lui de pe internet. În locul anchetatorilor nu i-aș fi deschis dosar penal nici lui, nici colegilor, prietenilor polițiști care l-au dus să facă treaba asta. L-aș lăsa îmbrăcat în uniformă, dar cu condiția să trăiască numai din salariul de polițist. Cu 7 clase sau câte fi având. Ei, și nu s-a oprit aici, s-a intrat și în baza de date a poliției să caute acolo. Ce să caute? Mă gândeam ceva, informații, ceva strict secret, ceva. Nu. O căutat-o pe Vlăduța Lupău. Celebra solistă de acum de muzică populară din Ardeal, Vlăduța Lupău, a fost căutată din baza de date a poliției de către Victoraș Micula Junior. Nu vă dați seama, nu o putea căuta pe Yahoo. Nu putea căuta pe YouTube, pe Facebook, să-i fredoneze și o melodie. Drag din lumile Mărie, dar am altă pălărie. Ai, bă, ăștia s-au obsedat sau cum? Bineînțeles că are dosar penal și vine tata cu banii și o să-l scoată din... Na. Cam atâta pentru azi. Altă întrebare? Doamne, ce mi-am pus halatul ăsta și de fric, dar parcă suntem o țară de pacienți, dar nu din cauza de guvid, din cauza de... Chiar ne iau de proști, așa e. Ne iau de proști noi. Și acum am primit în cutia poștală de la PNL o hârtie. Mulțumim că ne-ați votat. 2,6 milioane de români au votat PNL. Păi ce să iau? 2,6 milioane de români, noi suntem vreo 20. Și cu drept de vot, hai să zici, vreo 15-16. Mulțumim, continuăm să facem ce am făcut. Ce? Traseinți politic? Să ne punem și noi în funcție acoliții noștri? Nu știu. Zicea o doamnă săracă, zicea o doamnă ieri pe YouTube în comentarii, zice, când vă au pe dumneavoastră, chiar îmi dau seama că România nu mai are nicio șansă. Ba, mai avem o șansă. Numai să fim întregi la cap și sănătoși la minte. Toate cele bune vă doresc
Și pe mâine, da, mâine iară, de la 10, că e numai joi. Altă întrebare. Am închis aici și v-am salutat. Numai bine.